Viorel Hrebenciuc, liderul grupului parlamentar al PSD din Cameră, a declarat duminică, 19 iulie, că huiduielile adresate președintelui Băsescu, premierului Boc și ministrului turismului Elena Udrea nu sunt semne de bun augur pentru PDL și șeful statului. Hrebenciuc l-a acuzat pe președintele Băsescu că, din motive electorale, i-a provocat pe tinerii maghiari prezenți la băile Tuzna la cea de-a 20-a ediție a Universității de Vară, tabăra studențească Tuzbanios. Am asistat cu uimire ieri la o scenă pe care nu credeam că putem să o mai vedem în România secolului 21. România, țară membră a UE. Am asistat la provocarea de către președintele Băsescu a tinerilor aparținând minorității maghiare, adăugă Hrebenciuc. De asemenea, Hrebenciuc a precizat că Traian Băsescu are o natură irresponsabilă și conflictuală, care are efect atât în plan extern, discuțiile cu Republica Moldova, cât și pe plan intern, discuțiile cu minoritățile naționale. Deputatul PSD a concluziona că ieșirea în României din criză va produce schimbarea actualului președinte, pentru că, în opinia lui, încă 5 ani la Cotroceni cu Traian Băsescu este prea mult pentru țară.